Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am vrut să vă vedeți și voi puișorii din nou de iepuraș. Din păcate am avut și pierderi la ei. Acum am mai rămas cu 8. Unul ca acesta a murit. Unul fix ca acesta a murit. Ia uitați, sunt toți frumoși, încă nu le-au dat ochii. Sper să le dea cât de curând. Ei sunt ok, după cum se vede, sunt ok, sunt super frumoși. Mie îmi plac, acesta îmi place foarte mult, mai ales acesta are o culoare așa gri, fier, ceva genul. Sunt superbi, mie îmi plac foarte mult. Am și unul negru, din păcate, cum v-am spus, a murit unul. Asta e, mai sunt și pierderi, nu poți întotdeauna să câștigi. Bine că sunt ăștia sănătoși și la gerurile care sunt rezistă foarte, foarte bine rezistă. Deci au fost, sunt geruri, azi noapte au fost minus 20 de grade aproape. Aproape minus 20 și gândiți-vă că ei au rezistat. Plus de asta că am izolat într-un fel cușcam, încât să le fie lor cât mai cald posibil. Asta sfătuiesc în perioada asta la toți crescătorii, în care îi țin afară, să izoleze cușca. Eu am izolat-o cât am putut de tare, încât să le fie lor bine. Nu prea stau comod pentru că nu vreau să am probleme cu iepuraica. O să-i acoperim. I-am acoperit. Ia uitați, mami mănâncă un morcov. Trebuie să-i aduc și granule, dar mănâncă un morcov. Iepurașul mort s-a agățat de țâța ei când i-a dat să sugă dimineața și l-am găsit aici. Aici, sub mâncare, aici l-am găsit. Mort. Asta e. Se mai întâmplă. Cam acesta a fost vlogul, dragi prieteni. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!